Subliniez faptul că sunt și alte personalități pe care n-am încercat să le omitem și care, v-am dat exemplul lui Cuza, care este tot așa o figură, un simbol din acesta și care își are locul lui nu numai prin legenda de sub poză, ci și prin pagini multe și numeroase despre ce a făcut, este și cu poza, este, deci, în sensul în care îl dorează asta pe Mihai Viteazu. Mihai Viteazu și Vlad Țepeș sunt, la fel de orice domnitori. Sunt la fel de, sunt perfect niște de acord. Simboluri. Dar noi am făcut o selecție. Am făcut o selecție. Ați făcut-o greșit. Constrânși deci, de anumite... Deci, nu știu dacă e greșit. Viteazul, vreau să spun că n-am distrus deliberat toate simbolurile, le-am luat la rând. Nu asta a fost intenția, cel puțin. Ca dovadă că există alte personalități la fel de importante care figurează, sper, într-un mod adecvat din toate punctele de vedere. Domnule profesor, haideți să vedem dacă este vorba de istorie în cele spuse dumneavoastră sau nu. Pentru că tot ați făcut trimitere la Mândria de a fi român, e aici în mod explicit, pentru explicați dumneavoastră, ce înseamnă Mândria de a fi român la pagina 48. România s-a angajat din plin în război și a contribuit pe măsura forțelor sale la victoria Rusiei împotriva Imperiului Otoman. Românii vor fi foarte mândri de această contribuție militară care a costat mii de vieți care a costat mii de victime, deoarece doreau să arate că și-au câștigat independența prin forțe proprii. Nu înțeleg nimic pe cuvântul meu de onoare. Da, deci au fost, nu știu ce aș putea adăuga, fiindcă am încercat să... Deci românii vor fi foarte mândri de această contribuție, deoarece doreau să arate că și-au câștigat independența prin forțe proprii. A fost dorința explicită a oamenilor politici de a contribui. Sunt documente care arată acest lucru. Nu vrem să participăm și noi la acest război. Știți că rușii au refuzat multă vreme acest lucru și în momentul în care situația lor militară a devenit dificilă, s-a impus contribuția aceasta și guvernul român și regele Carol I și Parlamentul au insistat foarte mult pe această idee. Exprimarea mi se pare cel puțin... Doreau să arate că și-au câștigat independența prin forțele lor. Eu vreau să mai fac o singură referire în afară de cea cu presa, pentru că acolo am o referire, am apucat doar să enunț ce subiectul în legătură cu unirea din 1918. Mai întâi, liderii români au luat această hotărâre în cadrul unor organizații politice naționale, cum erau partidele românești din Austro-Ungaria. Pentru a arăta însă că gestul lor, e vorba de unirea la 1918, pentru a arăta însă că gestul lor se bucură de suportul populației, ei au convocat adunări cu caracter reprezentativ care să dea greutate deciziei luate în ochii opiniei publice interne și internaționale. Deși armatele române intraseră în Basarabia încă înainte de proclamarea unirii, iar în Transilvania imediat după aceea, liderii români au ținut să arate că unirea nu a fost rezultatul unei cuceriri militare românești, ci al opțiunii populației din zonele respective. Acțiunea lor urmărea să răspundă cerințelor principiului autodeterminării. Da, deci unirea nu este cu asta începe, care au fost cauzele. Părerea noastră este că unirea a fost făcută politic și că oamenii n-au simțit și în urma asta se înțelege. Am indicat pagina ca să vă dau exact citatul. Păi, deci cum începe lecția? Pagina 84. Da, cum începe lecția? Ce a determinat unirea? A. Contextul ideologic, politic și militar european. B. Prezența pe scară largă a sentimentului național în rândurile populației românești. C. Acțiunea politică decisă a elitelor din regat și din Austro-Ungaria. Ce înseamnă prezența pe scară largă a sentimentului național în rândurile? Că nu se vorbește nimic de unire, de voința extraordinară care a existat 1918 dintre cele a oamenilor din cele trei provincii de a se uni. Prezența pe scară largă a sentimentului național poate să însemne orice. Păi, înseamnă ceea ce scrie negru pe alb, o prezență a sentimentului național. Eu cred, nu știu, regretați absența unor termeni ditirambici? Fug copiii de ei, fug elevii de 8, de a 12, atât mai mult. Cum ar fi trebuit să scrie? Mânați de patriotism ei sau, și cum să spun, nimeni n-ar fi reținut, nimeni n-ar fi învățat, pe nimeni n-ar fi interesat. Aici nu se spune cuvântul unire. Este sentiment național. E titlul lecției pentru numele lui Dumnezeu, unirea din 1918. Deci noi vorbeam de cei trei factori principali care au dus la unirea de la 1918. Contextul ideologic, politic și militar european. Prezența pe scară largă a sentimentului național în rândul populației. Eu nu știu ce înseamnă prezența pe scară largă a sentimentului național în rândul populației. Sincer, nu știu. Adică definiția pentru mine nu înseamnă nimic. Dar dumneavoastră veniți aici și spuneți ce înseamnă, practic. Pentru că nu vorbiți nicăieri de voința extraordinară, da, eu nu mă feresc de termeni ăștia, să știți. Voința extraordinară a oamenilor, a românilor din cele trei provincii, de a se uni.
Nu scrie nicăieri. Chestia asta, și nu mai am de făcut nicio referire la asta, am să vă întreb puțin mai târziu în legătură cu acel pasaj din, despre presa română. Aș vrea să, dar să întreb și pe reprezentanții Ministerului Educației Naționale dacă sunt mulțumiți de acest manual. Nu știu cum arată celălalt și nu le-am studiat la urma urmei. Știu că s-a avizat de către Ministerul Educației Naționale. Dacă discuțiile de astăzi, pentru că până la urmă a ținut o conferință de presă la care ați participat vreo 6 sau 7 reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, dacă dumneavoastră și Ministrul Educației Naționale, domnul Andrei Marga, este conștient de ce înseamnă acest manual. Pentru că bănuiesc că domnul Marga nu l-a văzut acest manual decât acum, după ce au apărut toate aceste referiri la el. Deci astăzi am avut o conferință de presă la care au participat reprezentanți din cadrul Ministerului Educației Naționale pentru fiecare segment care are un rol în aprobarea și avizarea acestor manuale. Atâta timp cât acest manual a fost avizat, înseamnă că el are girul nostru al Ministerului Educației Naționale. Știți ce spuneți dumneavoastră acum? Dacă noi am făcut o prostie și are girul Ministerul Educației Naționale, înseamnă că asta este. Dumneavoastră mă întrebați dacă suntem mulțumiți sau nu suntem mulțumiți sau dacă domnul Marga este, de unde să știu care este sentimentul sau dacă domnul Marga știe sau nu este mulțumit sau nu este mulțumit. Puteți să mă întrebați. Eu vă întreb nu știu ce, că dumneavoastră să-mi spuneți dacă sunteți să... Păi nu vreau să vă întreb nimic. Vreau să vă întrebați ceva pentru ceea ce m-ați... Păi n-ați participat la conferința de presă cu domnul Marga asta? Domnul Marga nu a fost astăzi. N-a fost. Tu ce-i las cu domnul... Cum îl cheamă? Nici domnul Frunescu. Nici domnul Frunescu n-a fost. Dar declarația domnilor lor le-ați auzit? În legătură cu acest subiect? Păi vi le citesc eu dacă nu le-ați auzit. Ar fi trebuit să le auziți. Pentru că e foarte important dacă munca pe care dumneavoastră ați desfășurat-o este una de bună calitate. Dar de fapt lăsați că o să aflați mâine declarații. Le-am aici, vi le dau după emisiune. Da. Dumneavoastră ați făcut o declarație în această seară. Ați declarat și nu e nicio problemă în asta, că sunteți căsătorit cu un cetățean român de etnie maghiară, da? Putem să-i spunem și așa dacă doriți, da, cu o unguraică am spus eu. Mi se pare deplasat că e căsătorit cu o unguraică. Mă rog, sună... foarte dacă aș fi cu o româncă, cum aș vrea spune? Spune ce cu ce român de etnie ce română. M-a mirat pe dumneavoastră, asta nu este niciun lucru, nu are nicio importanță, e foarte bine așa, vă doresc casă de piatră. Mulțumesc. Dar a spus un lucru care pe mine m-a frapat. A spus că a fost întrebat câți bani ați primit pentru realizarea acestei cărți. Și dumneavoastră aveți că 2%, un procent, nu, din vânzarea... Nu, am spus, am primit, fiecare dintre noi am primit 2 milioane ca avans, da, care este un avans și în total vom primi 10% din, da, valoarea fiecărui manual vânzut. Deci 2% și pentru în fiecare. Și continuare a spus următorul lucru. Și e posibil, și dacă se poate să mai trimită niște cadouri, socrii mei care trăiesc în Ungaria. Nu, deci m-a întrebat domnul Diaconescu și niște forinți nu primiți și atunci zic niște forinți voi primi de la socrii mei din Ungaria. Socrul meu este niște șofer cadouri, de... a spus. Niște cadouri, probabil am spus cadouri, deci recunosc că nu. Socrul meu este șofer de troleibuz, soacra mea este pensionară. Da, dumneavoastră, vin la ce spunea domnul Popescu mai devreme. A fost o glumă. Apropo de imagine, domnul profesor. Regret dacă nu a fost. Dumneavoastră nu știți ce înseamnă, apropo de imagine, deci ce spunea domnul Popescu. Păi dumneavoastră veniți și spuneți că sunteți căsătorit cu o unguraică. Exact așa a spus. După aceea sunteți întrebați dacă ați primit vreun forint pentru această carte. Vreau să spuneți, n-am primit niciun forint, dar s-ar putea să primesc niște cadouri de la socrii mei care trăiesc în Ungaria. Dumneavoastră știți ce a spus cu asta? Nu, păi, domnul Tucă, dar ne dați. Și dacă spuneam că primesc niște cadouri de la socrii mei din Dorohoi, cum să vă spun? Haideți, eu nu pot să după ce trăiesc aici în felul ăsta. Că a trebuit să vin să vă spun cum au spus ardelenii. Noi aici nu suntem acuzați, suntem acuzatori. Nu se poate glumi. Pe ce ne acuzați? Nu se poate glumi cu chestia asta. E singurul lucru care... Păi e nevastă mea și sunt socrii mei. Asta spuneam, dacă spuneam, sunt din socrii mei din Dorohoi, îmi dau un cadou. Sau ce să facem? Păi nu era deloc. Nu are nicio legătură cu soția dumneavoastră. Deci eu în România nu pot să spun lucrul ăsta. Eu pe asta am contat, că pot să spun. Mai sunt manualul, de pildă, pot să am tot soiul de opinii, mai ales legate de partea didactică, da, aș zice. Dar totuși, știți și dumneavoastră foarte bine, nu e cazul acum, această discuție se poartă într-un context. Și contextul a fost creat chiar și de intervenția unor parlamentari români. Și unul dintre ei... Doamne, vedeți vreun cerut... parlamentar aici la această discuție? Totuși, am invocat eu sau domnul Popescu vreun parlamentar în această discuție? Există totuși o tensiune în jurul acestei discuții și colegii mei o resimt. Și de aceea vorbesc despre lucrul ăsta. Ei domnul, nu vor să spună. Eu
Deci... A fost o rugăminte din partea mea la adresa domnului profesor să fie foarte atent când vorbește, tocmai pentru că există această tensiune. Și nu se poate juca, pentru că își face un deserviciu imens în momentul în care spune că așteaptă cadouri de la socrii din Ungaria. Vreau să mai spun ceva, nu vreau să-mi creez o imagine bună. Soția mea ieri, soția mea unguraică, cetățeană româncă de etnie maghiară, a plâns. Eu n-am încercat, așa sunt mai bărbat în casă, trebuie să sunt român, dar a plâns, fiindcă o fire mai sensibilă. Când a văzut că la parlament, în Senatul României, eu sunt om de rând, totuși mă pretind, la Senatul României s-a spus și s-a adres. După aceea apar pe toate, astăzi am se făcut urul televiziunilor, neam de neamul meu n-a făcut spun, așa ceva. Se spun foarte pe mine mă doare, pe mine mă doare foarte mult și pe soția mea, neam invocat-o și poate din subiectivism meu, că nu vreau să-mi creez o imagine pozitivă. Știu că trebuie să am o responsabilitate, fiindcă am făcut un lucru public, dar am și o viața mea în care s-a intrat brutal, s-a intrat cu cizmele, încerc să iau din metaforele domnului. Nu dumneavoastră, doamne ferește, dumneavoastră. A intrat Parlamentul, Senatul, mass media, s-o am resimțit eu, poate sunt prea sensibil. Domnule profesor, am o singură întrebare legată de această carte, pentru că e foarte târziu. Mai am o singură întrebare legată de această carte. Notați mai multe lucruri, dar nu mai are importanță, pentru că am înțeles, nu există rea voință din partea noastră. Legat de acest capitol, studiul de caz, mass media în perioada post-decembrisă, vreau să vă întreb, dumneavoastră ați consultat pe cineva din presa asta atunci când ați făcut, ați scris aceste două file? Există organizații, există Clubul Român de Presă, există mai multe organizații care, cum să zic, reprezintă într-un fel sau altul mass media în România. Ați consultat pe cineva când ați făcut aceste pagini? Pentru că eu vă spun, ca unul care sunt aici, care sunt în domeniu, vă spun că există, trec peste pasajul pe care l-a enunțat domnul Popescu, n-am vrut să mai revin asupra lui, pentru că mi se pare îngrozitor, ci vorbesc la ziariștii care sunt aici. Pentru că toate titlurile din ziar fac referire la istoria României și la ziariști, cum ar fi Andraesca, Cristian Tudor Popescu sau Mihai Tatulici. Pe undeva într-un rând sunt trecut și eu aici. Și bineînțeles că se face efectiv caterincă de cei care au apărut aici. N-au nicio vină. Nici Esca, nici Popescu, nici Tatulici, nici Cristoiu. Vă întreb, ați consultat pe cineva? Personal am prieteni și eu în presă, sigur nu de anvergura dumneavoastră. În rest am citit cărți, deci evident un manual, un istoric, așa procedează. Nu pot să fac totuși istorie orală când scriu un manual. Deci am consultat niște istorie cărți. Manuală. Eu vreau să văd cum începe mass media asta. Recunosc, uitați, presa a avut una din cele mai importante contribuții la democratizarea țării, degeaba la rupere de trecutul comuniști. A spus dumneavoastră. Degeaba dacă eu la asta m-am gândit. Cu câteva rânduri mai jos, domnule profesor, cu câteva rânduri mai jos s-o desfințat prin ceea ce scrie. Am spus că ziarele au ca scop creșterea tirajului respectiv audienței. Mai departe. Nu e un scop, nu știu, vă simțiți jigniți de lucrul profesor, ăsta? Domne, n-ați gândit din nou, n-ați gândit. Asta ați făcut aici, ați avut e punctul 3, bifat, așa, acțiune, ce mai face presa? Știți cum merge carasul până acvariu? Carasul... Aveți o viziune carasul până acvariu, domne, merge, se lovește cu botul de peretele de sticlă al acvariului. Și după aia îl doare să întoarce, dar în cele 2 secunde și jumătate până ajunge la celălalt perete de sticlă al acvariului, uită că s-a lovit și se mai lovește odată. Și așa trăiește carasul în ocean între cei 4 pereți de sticlă, pentru că n-are memoria suficient de lungă de la pereți, de la un perete la altul. Domn profesor, dacă ați fi venit la mine și mi-ați fi spus, bă, vreau să te pun în cartea aia acolo. Deci nu pot să fac asta. Nu este deontologică și meseria noastră. Păi nu, dar v-aș fi spus să nu puneți pe nimeni și să nu introduceți o felie de viață contemporană din clipa asta, pentru că, în primul rând, îl expuneți pe ăla ceea ce s-a și întâmplat. Ce vina am eu să fiu luat în Ziarul Național, de pildă, de Ilișoi ăla, sau cum îl cheamă acolo, pe nu știu câți cuadrați, Mihai Viteazu și Cristian Tudor Popescu. Ce vina am eu? Dar v-aș fi spus înainte să faceți prostia asta că asta o să se întâmple, că eu cunosc regulile mass media. Și credeți că eu nu m-am temut de ce se va întâmpla, dar eu sunt istoric. Păi și atunci de ce ați făcut așa ceva? Sigur că m-am temut că o să vă supărați. Nu v-ați supărat că sunteți... În cartea de istorie, cum asta e cartea de istorie. Nu trebuie să învețe elevul ce aia presă. Nu se pot introduce elemente de real care sunt în clipa de față într-o viață cum e convulsivă în România, cu pasiuni și mai departe, politice și de toate naturile, nu puteți să le introduceți într-un manual. Dar
pentru că riscul de istorie este un risc imens pe care vi l-a asumat. Ei întreabă de asta. Nu trebuie să învețe din manualul de istorie. Învață de la televizor. Îmi pare rău, ne văd să aici. Pe domnul Tucă, pe mine, ne văd aici. Tocmai fiindcă vă văd. Nu de manualul de istorie. Le-am dat niște informații. Tocmai de aia v-am considerat reprezentativ. Peste 30 de ani. Peste 30 de ani o să se vadă dacă mai rămâne ceva din domnul Tucă. Sau dacă nu mai rămâne. Sau dacă nu mai rămâne nimic. Păi evident, este manualul la nivelul pentru acest 10 ani. Domnule, am un capitol în program pentru el. Nu învață nimeni, nici măcar elevul acela, un lucru despre care crede că nu i-ar fi util la ceva. Istoria nu e o știință a trecutului, dacă e o știință. Dacă e o poveste, nu e o poveste a trecutului. Nu e numai a trecutului. Ea e făcută de oameni care au fost cândva vii, care mai sunt astăzi. Doamne, vii. Dacă nu este util sunt de acord cu pentru el însă... astăzi, ca să înțeleagă la ce ar fi bună istoria, ca să se înțeleagă mai bine pe el, credeți că are vreo importanță pentru elevi istoria? Sunt de acord cu dumneavoastră, dar mai drag mi-e domnul Cristian Tudor Popescu. Închipuiți-vă că unul dintre cei care se află aici în această carte face un viol și mâine este condamnat la 8 ani închisoare. Și el este predat în cartea de istorie. Deci, vedeți dumneavoastră... Îmi închipui. Asta nu înseamnă că nu va rămâne în continuare un nume în presa românească. Chiar dacă a făcut un viol și a fost închis în pușcărie 8 ani de zile. Asta nu-i neagă calitatea de a fi rămas un nume. Închipuiți-vă la reacțiile celor care au făcut asta dintre cei morți. Nu am fi scris peste 10 ani, este același lucru. Dar n-am știut. Deci, nu pot să vă convinc. Chiar aveți dreptate. Chiar e vorba de un viol, dar nu intru. Sunt subiecte de istorie recentă, care este adevărat că totdeauna sunt delicate, din multe puncte de vedere, nu numai pentru că ajung să fie discutate în felul acesta, dar nu aici cu presă, la asta mă refer, dar pentru că sunt și greu de studiat. Adică vă dați seama că sunt informații care nu au fost încă prelucrate. În mod normal, un subiect de istorie este tratat mai întâi, sunt mii de articole, sunt mii de studii și după aceea se ajunge. Astea, dar ce să facem? Copiii trăiesc în lumea asta. Nu trebuie să învețe despre ea? Și eu ce pot să zic în momentul când li se explică copiilor despre mine că sunt un, ghilimele, dur al presei românești? Dă imagine pe asta care sunt creat tot cel puțin e părerea mea care nu putem să scriem un dur, păi fără părerea ghilimele. Dumneavoastră. E părerea dumneavoastră pe care încercați să o transmiteți unor copii. Eu vreau să spun că mă doare foarte tare ce ați făcut acolo, acum chiar mă supărați. De unde știți dumneavoastră cine, ce sunt eu? Mă cunoașteți dumneavoastră pe mine? Dar nu ca persoană, ați spus doar nu ca persoană, ca un dur între persoană ghilimele. Publică. Ca persoană publică, ca jurnalist, este o imagine pe care v-ați creat-o. Nu este, spuneți că am scris texte de, în care am atacat politicienii și așa mai departe. Dumneavoastră, știți ce am scris eu? Mai mult, aproape jumătate din ce am scris nu are nicio legătură cu politică. Da? Eu am scris texte literare, pur și simplu publicate în presă, am scris cronică de teatru, de film, însemnări de călătorie. Jumătate din ce am scris nu are legătură cu politica. Nu prin asta ați rămas de unde în imaginea acestui public. De unde știți, domnule? De asta sunt istoric, deci cu asta mă ocup. Și pot să greșesc fără îndoială. Domnul profesor, vreau să vă spun că dacă vă prinde domnul Cristoiu, vă rupe picioarele, domnule. Păi, credeți că eu totuși am fost inconștient când am scris asta, dar asta e deontologia, mă trebuie să... Domnule, vă bate, vă rupe picioarele, vă spun eu. Păi știți ce a scris dumneavoastră la Ion Cristoiu aici? Păi n-am scris chiar la Ion Cristoiu, am explicat ce sunt știri de senzație. Nu, haideți să vă spun ce ați scris. Da, putem, primul ziarist care a introdus pe scară largă știrile de senzație în presa post-decembristă, Ion Cristoiu. Știrile exagerate despre crime, violuri și alte fapte înfiorătoare nu au nicio valoare educativă, dar unii oameni doresc să le audă zilnic. Ziariștii le satisfac și această nevoie. Nu e o realitate? Nu e o realitate în presă? Nu sunt asemenea știri? Păi dumneavoastră vorbeați de omisiune. Dom'le, Ion Cristoiu a făcut 6 ziare în România. A făcut ziarul cu cel mai mare tiraj în România și a mai făcut încă vreo 5 după aia. Dumneavoastră prin în istoria presei... Prin eveniment. Prin asta trebuie să rețină istoria presei, nu vorbesc de manualul ăsta, despre Ion Cristoiu. Da, a fost primul care iertați-mă, a introdus dar ceilalți colegi care au făcut și ei gazete și care sunt importanți în peisajul ăsta... Au venit ăsta? După cu același tip de nu, domnule, unde sunt? Poftiți? Unde sunt? L-am pus fiindcă a fost primul, prin asta nu, unde sunt ceilalți, domnule? Nu toți au făcut presă de senzație. A făcut și altfel de ziare Cristoiu, dar nu mai discut asta. Unde sunt ceilalți gazetari? Ceilalți gazetari sunt înșirați aici. Mihai Tatulici, Marius Tucă, Dan Androni, Gabriel Giurgiu, care vorbesc de presa scrisă. Din presa scrisă, eu am reținut aceste două exemple. Cristian Tudor Popescu, mă rog, pentru presă scrisă și vorbită, și Ion Cristoiu. E o selecție care, puteți să-mi dați un top mai bun. Oricum se va schimba probabil peste câțiva ani. Nu vă dau niciun top. Am zis că este nedreaptă cel puțin această prezentare lui Ion Cristoiu, care a făcut, a rămas și cu altceva, nu numai cu asta. Păi evident, da, nu, e singurul, dar eu am vrut să prezint ceea știre de senzație. Sigur că am legat-o de numele domnului Ion Cristoiu, fiindcă a introdus știri de senzație în presa românească. Poate avem ocazie altă dată. Nu este așa?
să vorbiți și cu domnul Cristian. Știu că m-am expus și mai bine n-o făceam din punctul de vedere, mi-asum, bineînțeles, și ce să fac. Asta este. Sigur că nu eram un naiv când am scris asta, dar ce credeți, m-a împins cineva sau sunt, mă rog, un irresponsabil? V-am acuzat vreo nu, eu mă raportez la mine, deci mă raportez să-mi explic, vă explic ce a fost în capul meu când am făcut asta. Domnul, vă spun un lucru, apropo de apariția domnului Popescu, caracterizat un dur, la un moment dat sunt în ghilimele, eu, între ghilimele, între ghilimele, la un moment dat sunt trecut și eu la aici, la un moment dat sunt trecut și eu de o mare audiență să bucură discuțiile cu talk show-le și încă vreo 3-4. Dom'le, face lumea mișto de noi. Pe cuvântul meu. Exact ăsta e termenul. Este, deci e un context absolut pozitiv. De ce scrie? De o mare audiență se bucură așa. Ele găzduiesc dezbateri politice sau economice. Eu vă spun, asta și scrie, face lumea mișto de noi. Domnule, tu că este problema lor, copiii nu fac mișto. Nu vă supărați, poate după ce vor citi, nu știu, asta este o lecție care se va preda prin aprilie, mai. Manualul este pentru elevi, nu pentru acea lume. Certurile, în ghilimele, de la televizor. Din tot manualul ăsta să facă mișto, că a apărut Andreea. Uitați ce scrie de un talk show în manual. Altceva nu puteți vedea în istorie. Că e foarte necesar pentru cei care doresc să se informeze corect cu privire la un subiect de interes public. Și am pus certuri între ghilimele, tocmai fiindcă sunt percepute ca niște certuri sau sunt prezentate de către unii și am scos în evidență, nu certuri. Certurile, între ghilimele, sunt foarte utile. Asta am vrut să acest mesaj informativ și educativ să-l adresez elevului. Că dacă putem să asistăm discuția despre presă, că nu... Haideți să dăm pentru ultima dată în seara aceasta publicitate și după aceea concluzie la emisiune și câteva telefoane ale telespectatorilor pentru a vedea și dumneavoastră ce spun telespectatorii despre aceste manuale, despre discuția noastră. Publicitate, vă rog. Să știți că o să vin la Cluj dacă mă invitați. Vă arăt când am invitat acum. Am fost foarte dezamăgiți. Haideți. O să vin acum. Deci aia n-a ajuns la mine, hârtia aia pe care mi-o arătați. Dar vin acum dacă mă invitați. Vă invităm. Sunt și eu curios să văd dacă există această gândire în general la Cluj. Există acolo, și Sândascăl, bunicul. Poftim? Există și Sândascăl care vă așteaptă. Tocmai de ce? Chiar sunt foarte curios. Deci dacă mă invitați, vin cu plăcere. Din față e Dracula și în spate Vlad Țepeș, da. Thank you.
Da, am intrat în direct, citeam din mesajele pe care le-am primit aici la emisiune. Dați-mi voie să citesc câteva, sunt foarte multe. Lupașcu Florin din Baia Mare, la știrile locale de la CBM, Cinemar, sau Cinema, Baia, Cinemar, cred că Baia Mare, s-a transmis că prin decizia inspectoratelor fiecare bibliotecă va fi dotată cu 5 din aceste manuale, asigurându-se astfel lichidarea stocului. Tot la știrile respective s-a transmis că fiecare dintre autori a primit câte 15.000 de dolari. Vă rog după cele astea să faceți precizările care sunt. E o știre care a fost dată, telespectatorul nostru este din Baia Mare. Bragnea Petre din Tecuci, veteran de război. Se poate face vreo legătură între noua viziune privind istoria României și afirmația președintelui Constantinescu de la Mărășești? Este drept că trecutul nu ține de foame, iar mândria națională nu face mai ușoară sărăcia? Doamna Luiza Predescu, vă sugerez să discutați și un alt manual de limba și literatura română la editura Humanitas 1999. Popescu Nicolae, pensionar București, s-a spus că au fost editate 7 cărți de istorie, din care 5 au fost aprobate. Oare România nu are decât o singură istorie? Profesor de română București, problema este la întocmirea manualelor și la realizarea programelor. Profesorii au devenit simpli vânzători de carte. Dacă aceste manuale trimise de inspectorate nu sunt vândute, de la inspectorate respective se cer note explicative și chiar se trimit diferite echipe în control. Mihăilescu Maria, ce este acest manual? Un almanac sau o revistă de scandal? Și o persoană cu mai puțină instrucție poate putea realiza un manual mai bun. Petre Valeriu, pentru atitudinea autorilor acestui manual, îi asigurăm de imensul dispreț al tuturor românilor. Gavrilă Mihai, consider că autorii manualului au săvârșit infracțiunea de trădare și complot contra statului român, faptă pedepsită de legea în vigoare. Problema este cu atât mai grav cu cât demnitarea statului român, obligați de articolul 50 din Constituție, la fidelitate față de România, au colaborat la actul de trădare și complot. Bun, și mesajele sunt în cea mai mare parte de acest fel. Aș vrea totuși să fac o precizare, pentru că, la urma urmei, cred că cel mai important lucru este că acest manual a apărut în România, când la conducerea României se află președinte fiind un profesor universitar, iar prim-ministru un profesor de istorie. Haideți, vă rog, în legătură cu banii pe care ați primit, pentru că a apărut această știre, înțeleg, la Cinemar, Baia Mare, că ați fi primit 15.000 de dolari și lichidarea de pe stoc acestor manuale. 2 milioane în două rate, milionul la primul milion, deci la contactare în momentul în care am stabilit că vom lucra pentru editură, și celălalt milion l-a trimis parcă peste vreo câteva zile. Da, un avans de 2 milioane. Deci 2 milioane avansul. Și în rest ce v-a spus Sorin Mitu, 10% pentru toți 5, care înseamnă 2% pentru fiecare dintre noi. Dacă mi-aduc eu bine aminte, că nu mai știu exact ce am semnat acolo, cu scăzut impozitul. Da, probabil un brut, sigur. 1, 2, aș mai face o precizare, n-am primit nici o altă sumă, nici cadouri, nici nu știu cum se spune în asemenea situații, dar nici nu l-am scris pentru asta. Am înțeles. Concluzie la această emisiune, l-aș ruga pe domnul inspector șef să ne spună acum la sfârșit câte ceva despre programa școlară pentru manualul de istorie de clasa a 12-a. Sunt câteva pagini, pentru că la elaborarea acestui manual de istorie a stat practic tocmai manuala, programa școlară pentru manualul de istorie de clasa a 12-a. Programa pentru clasa a 12-a face parte din acel ciclu de programe 9-12, este elaborată de un grup de 5 autori cu ajutor și cu controlul științific al domnișoarei Dana Zaharia, care aveți în emisiunea dumneavoastră. Această programă de istorie, aprobată alminter și prin ordinul ministrului, are două forme, nu știu care dumneavoastră aveți acolo, forma maximală pentru clasele care au 2 ore pe săptămână, forma minimală pentru cele care au o singură oră pe săptămână. Viziunea ei este o viziune curriculară, adică preluarea unor anumite aspecte din istoria României într-o anumită viziune, accentul punându-se pe temele de istoria românilor de acum, deci în mod special pe cele de ultima 150 de ani, dacă o să vă uitați cu atenție. S-a pus accentul în mod special, printre altele, pe anumite momente de bază din istoria românilor, procesul de etnogeneză, formarea statelor, momentul Cuza, independența,
S-a accentuat, e adevărat, și istoria ultimilor 50 de ani, care este practic puțin studiată în anii de gimnaziu, decât în clasa 8-a și parțial, și, mă rog, puțin cunoscută. Deci, în linii generale, cam acestea sunt câteva idei despre această programă. Mulțumesc! Dacă, da, acum eu vreau să mă refer foarte pe scurt la un alt lucru. Noi am făcut o programă care trebuie să, cum să vă spun, să recupereze un handicap destul de mare pe care îl are și învățământul românesc și mai ales predarea istoriei și înțelegerea istoriei ca disciplină de studiu și ca formă de cunoaștere în România. Dar pe de altă parte trebuie iarăși, pentru că aici s-a vorbit foarte mult despre rolul educativ al istoriei, despre importanța ei pentru formarea sentimentelor de apartenență națională și de patriotism, că totuși poate că ar trebui mai frecvent să discutați despre lucrurile acestea, pentru că, iată, poate nu știți, nu s-a discutat în tot contextul acesta, toată lumea se agită în legătură cu manualele, dar știți că, de pildă, în această primăvară, în Parlamentul României s-a votat o nouă formă a legii învățământului și, conform acestei noi legi, istoria, care este istoria românilor, de fapt, nu mai constituie materie obligatorie la bacalaureat? Nu, știți că este opțională? Ne-am liniștit, domnule, bine, am scăpat și de povară. Adică știu că s-au supărat. E bine, domn. I-am văzut ieri chiar la postul dumneavoastră, de aceea am permis să mă refer la asta, pe câțiva senatori foarte supărați, unii membri ai Comisiei de Învățământ din Senat, dar ei au votat ca istoria românilor să fie opțională. Cum pot să facă reproșuri și fără măcar să citească așa, și nici programa, nici manualele, să se acuze de antinaționalism, de mai știu eu ce, să ceară să fie arse în piața publică cărți, orice fel de cărți. Cum se poate să ceară, auziți, să fie audiați public și în comisia respectivă autorii manualelor și eventual trași la răspundere? Adică ce să pățească niște oameni care au scris o carte? Să fie trași la răspundere, pentru că au îndrăznit pe toate aceste informații care nu sunt cunoscute, pe numărul de ore care se reduce, pe istorie care este scoasă la bacalaureat, să încerce să facă, au îndrăznit să facă un manual pe care îl consideră elevii atractiv, prin care vor să cultive identitatea națională, prin care vor să se respecte, să fie trași la răspundere pentru asta. De aia suntem acum aici. Eu îi înțeleg pe cei care v-au scris, domnul Tucă, să știți. Le înțeleg revolta. Mi se pare chiar firească în condițiile în care 90% din profesorii de istorie din această țară nici măcar n-au știut că a apărut o nouă programă de istorie, dar mită manuale alternative. Și asta nu e vina ministerului, nu caut aici vinovați. Este o vina întregului sistem. Și atunci sigur că se șochează când văd așa ceva. Deci, nu? Dacă e firesc. Asta este singurul lucru pe care vreau să-l sugerez, este că sigur s-au luat multe atitudini și este foarte normal că asta este și ideea. Și ideea lecției, nu? Este o lecție care trebuie să arate că trăim într-o societate în care există dreptul la opțiune. Nu? Dar totuși ar fi bine poate ca ziariștii să se intereseze de o manieră mai completă de starea, de pilda istoriei ca disciplină de studiu în liceu. Pentru că istoria este o disciplină ale cărei ore au scăzut foarte mult. Dumneavoastră ne-am referit aici și toată lumea se referă numai la istoria de clasa a 12-a. Dar să știți că istoria românilor se studiază și între a 9-a, și între a 10-a, și între a 11-a. Bine, misiunea pe care l-am făcut, am avut anumite priorități. Da, știu, eu asta înțeleg foarte bine. Iertați-mă o secundă, am militat pentru ca învățământul să existe și profesorii să primească bani, chemând de nenumărate ori reprezentanții sindicali din învățământ. Mi s-a părut că asta ar fi prioritatea. Sigur că sunt foarte multe de făcut. Dar și nu le putem face pe toate. Dar uitați că sunt unele pe care nu le observați, pe care nu le observă nimeni. Dumneavoastră le observați pe toate? Facultatea a protestat de atâtea ori împotriva felului în care este reprezentată istoria în planurile de învățământ, împotriva faptului că Parlamentul se decide să o transforme într-o materie opțională la bacalaureat. Sunt și astea probleme. Acum, până nu izbucnește un scandal... De acord, așa este. Domnul Popescu, eu aș avea în final... Pentru că am primit o istorie a românilor,
carte, un alt manual, a apărut la editura Humanitas. Este la editura Humanitas. E o carte venită cu observațiile, o carte venită din partea unei eleve în clasa 12 la Colegiul Național Cantemir Vodă cu observațiile respective. Vă rog, domnul Popescu, vreți să fac eu asta? Să da, vă rog, vă rog. Încă să mă refer și eu. Încă din pagina 4, eleva care mi-a trimit această carte, acest manual din clasa 12, la pagina 4 spune, a pus pur și simplu agrafe în această, în această carte, acolo unde a crezut de cuvinte și s-a părut ceva, să spunem, interesant cu ghilimele de rigoare pentru ea, o elevă de clasa 12. Pagina 4. De când a devenit domnul ministru, de când a devenit ministru, aforismele domnului Marga sunt tot mai des tipărite. Și un aforism în pagina 4 al domnului ministru, în cunoaștere în general importantă înainte de toate, este întrebarea. Nu fac altceva decât să reproduc aceste observații a eleve de clasa 12. Transilvania și Ungro-Vlahia, pagina 16. Ce părere aveți de acest titlu insinuant? Este adevărat că Ungro-Vlahia este numele pe care străinii l-au dat țării românești? În acea perioadă existau mai multe vlahii? Se întreabă, efectiv. S-a discutat destul de mult în presă. Pot să dau o mică explicație în legătură cu asta? Stați, pun asta, vă rog, bun, și după aceea să... Mircea cel Bătrân era recunoscut domn autocrat al Ungro-Vlahiei de către Sigismund, regele Ungariei. Însă locuitorii acestui stat medieval se considerau români, nu Ungro-Vlahi. Numele nostru etnic români apare pentru prima dată în... și vine cu o argumentație aici. Haideți că dacă răcini, pe toate nu mai terminăm nici când. Mai sunt două sau trei, am impresia. Pagina 138. De când a devenit moda anilor 30, obiect de studiu la ora de istorie. Observați descrierile amănunțite și destul de indecente. Credeți că la un eventual examen ne pot da grila de genul? Cu ce culoare își vopseau femeile buzele și unghiile în anii 30? Albastră, roșie, neagră, abe și ce? Cum erau pulpele femeilor în anii 30? Pline și goale. Pentru că ceea ce întreabă eleva sunt lucruri care se regăsesc aici. Și mai erau câteva. Așa, domnului președinte Emil Constantinescu, nimeni nu i-a expirat mandatul și deja a devenit o figură marcantă a istoriei noastre, cu toate că este huiduit de un popor întreg, în pagina 222. Se regăsește acest pasaj cu o figură marcantă. Eu știam de lider zonal, probabil că în această carte altceva. La pagina 202 avem o poză frumoasă cu domnul Emil Constantinescu, și textul alăturat se spune, un infractor ca domnul Ioan Stoica a reușit să intre în istorie alături de Mihai Viteazu, Mircea cel Bătrân și domnul președinte Emil Constantinescu. Pentru că domnul Stoica este trecut aici ca fiind cel mai cunoscut prin sumele de bani rulate, dar și prin falimentul răsunător. A fost joc cu Caritas al cui patron. Ioan Stoica a fost arestat în august 1994. Bun, și mai este una singură? Nu. Cam astea sunt. Bun, domnul Popescu, vă rog. Da. Aș vrea să mă refer și eu la cartea pe care, din care ați citat, domnul Tucă. Înainte de asta le-aș propune, domnilor profesori, un mic exercițiu mental și anume, prin analogie, să-și închipuie o istorie a literaturii române în care să fie rezervate același număr de rânduri care sunt rezervate lui Ștefan cel Mare, Mihai Viteazu și Vlad Țepeș, să fie rezervate lui Mihai Eminescu, Ion Luca Caragiale și Ion Creangă. Și gândiți-vă cum ar arăta așa ceva. Imagine a așa ceva. În ce privește această carte de la Humanitas, deci avem două manuale alternative aici, în față. Avem acest manual produs de dumneavoastră și cel de la Humanitas. Și aș vrea să luăm un aspect redat de ambele manuale. Și anume, această problemă a formațiunilor primare statale de pe teritoriul românesc. Ce se spune în manualul dumneavoastră? Încep cu el. Se spune așa. Primele știri despre formațiune politice din Transilvania, care ar fi existat aici în secolul al X-lea, la data venirii ungurilor, nu ne-au fost lăsate de un cronicar anonim. Ne-au fost lăsate de un cronicar anonim, notar al regilor maghiari. E vorba de Anonymus, firește. Unii cercetători de astăzi cred că șefii români pomeniți de acesta, Menumorut, Glad și Gelu, nu au existat cu adevărat. Pentru că istoricii din vremea respectivă obișnuiau să amestece adevărul cu ficțiune. Spuneți dumneavoastră. În manualul care se găsește de asemenea, în mod democratic, nu așa, la îndemâna elevilor,
manualul editat de editura Humanitas, Istoria Românilor, se spune despre același subiect așa. Etnia primilor doi, mai întâi se spune, conviețuirea româno-slavă din secolele 8-9 are loc în cadrul unor formațiuni politice medievale timpurii. Asemenea, state incipiente, 6 ducate din jurul anului 900 sunt atestate în regiunea Dacopanoniană, 3 dintre ele, situate la est de Tisa, sunt cele mai cunoscute. Și se spune, ducatul lui Menumorut, Glad și Gelu. Despre Gelu aflăm că în fața frecventelor atacuri inițiate de pecenegi, armata lui Gelu și apără tradiționalele fortificații numai cu arcus et sagetas. Situația rămâne aceeași și în vremea luptelor cu ungurii, până când ducele românilor, Dux Blacorum, este ucis lângă râul Copus, Căpuș, în drum spre castrul său, Castrum Suum, sunt termenii din cronica lui Anonymous în latină, de pe Valea Someșului. Când văd moartea conducătorului lor, videntes mortem domini sui, localnicii fraternizează cu inamicu și la leca nou domn pe Tuhutu. Deci, într-o carte la care poate avea acces un elev din această țară, se vorbește despre Gelu ca despre un personaj perfect determinat, care, iată, a fost ducele Blacorum a acestor români primitivi, a luptat și a murit, iar în cealaltă carte, care se găsește la dispoziția elevilor, el este o semificțiune. Pentru că dumneavoastră spuneți aici că acești trei indivizi, Menumorut, Glad și Gelu, s-ar putea să nu fi existat, pentru că există istorici care se îndoiesc de treaba asta. O fi existând. Întrebarea este cum se formează, pornind acum ca exemplu de la ce v-am citat, ca modul și generând totul, extrapolând la istorie, cum se formează un copil pentru viitor ca adult care citește fragmentul dumneavoastră și cum se formează un copil care citește fragmentul ăsta? Diferențele sunt clare. Și aceste manuale, această situație rezultă din ideea de manual alternativ aplicată istoriei românilor, cu care, așa cum m-am exprimat în ziarul de astăzi, sunt fundamental nedeacord. Aici e problema. Deci eu vreau să depășim toate chestiunile acestea de conținut pe care le-am discutat aici și care sunt esențiale, dar să le depășim. Și să ajungem la ideea manualului alternativ de istoria românilor. Nu de matematică. Eu pot imagina oricând manuale de matematică alternative, au și fost, burbachiștii și așa mai departe. Putem imagina 18 manuale de limba engleză, cum spune domnul Marga ieri seară, fără niciun fel de problemă, alternative, învățăm după ele. Dar când este vorba de a da 5 manuale alternative elevilor despre istoria României, eu vă spun că n-am ieșit în stradă în decembrie 21, 1989, pentru că ardea inima mine să am 5 manuale de istoria României. Vroiam eu să am 5 manuale. Nu eram liniștit. Aia mă durea pe mine înainte de 89. Că n-aveam 5 istorii ale României. Aveam numai una. Aia făcută de comuniști. E, din aia făcută de comuniști care are tarele ei și care are deformările ei aplicate istoriei, nu știu cum să face, dar eu am reținut din buchia aia cărții Răscoala lui Tudor, vă pot spune și acum pe din afară, cu imagini, din cauza unui profesor care a știut cum să mi-o spună, cum să mi-o povestească. Și am reținut toate lucrurile astea legate de ficțiunile astea de care vorbiți noastră, că cel mai grav lucru de care părerea mea că nu v-ați dat seama este pericolul ficționalizării istoriei românilor. Așa cum de la început v-ați precizat programul Istoria este un film, așa ați spus aici, e un film, o carte bună care îți place sau nu, dumneavoastră vă jucați cu acest pericol al tratării textului istoric cu aceleași criterii ca și textul literar, textul filmic, textul ficțional. Ori așa ceva se poate imagina în condițiile unei țări solidificate, unei țări puternice de secole, o civilizație împlinită care își poate permite să se joace și cu astfel de lucruri. Și putea... cum vom ajunge așa? Cum și când credeți că vom ajunge așa încât să fim pregătiți pentru astfel România, de istorie? În România interbelică, cum spunea domnul Giurescu astăzi pe un alt post de televiziune, a fost singurul lucru bun pe care l-a spus, din păcate, cu tot respectul pe care încerc să îl mai datorez, a spus că existau manuale alternative în perioada interbelică. Păi atunci nu era nicio problemă, pentru că atunci România era într-adevăr un stat cu leul greu de găurea această masă. În momentul de față, leul românesc, care este, după părerea mea, esența statalității, cât de grea este moneda,
zboară până această încăpere. Și dacă în aceste condiții noi ne permitem să ne jucăm cu istorii alternative, cu privire la istoria României, credeți-mă, ne jucăm cu un foc de care și dumneavoastră, dacă s-o întâmpla să-l vedeți, o să vă îngroziți, gândindu-vă că ați făcut la un moment dat ce ați făcut aici. Fără să vă gândiți la ce se poate întâmpla. Bun. Totuși, manualele alternative, vedeți, aici este vorba de un principiu pe care îl respectă în țara asta din ce în ce mai multă lume, mai multe instituții, care este principiul opțiunii. Eu acum am citit toate manualele, ca să știți că le-am citit pe toate, nu numai pe astea, și pe celelalte, toate 17. Și vreau să vă spun că în privința celor de-a 12-a, totuși, opțiunea asta nu e chiar așa la voia întâmplării. În aici proporție de opțiune, nu există. Nu, că stimată, spun, nu, în privința nu, Constituției României nu există opțiune. Păi exact. Dacă asta te naști spun, aici ești cetățean român. Concluziile pe care le expun toți autorii de manuale sunt aceleași. Domne, Ștefan singurul cel Mare lucru nu opțiune, care diferă, nu. Singurul lucru că Ștefan cel Mare nu e o opțiune. Concluziile am spus. Deci concluziile pe care le expun sunt aceleași în toate manualele. Singurul lucru care diferă sunt argumentele pe care le utilizează, modul în care își construiesc argumentații autorii, care uneori poate să bun, nu fie prea inspirată. Bun, eu nu mai zic nimic, am vorbit prea mult. Bun. Se poate întâmpla să nu fie inspirată. Chiar eu vă mulțumesc tuturor pentru... Opțiunea, dreptul la opțiune este un drept pe care îl recunoaștem ce în această drept țară. Ce opțiune? Dreptul... ca, cum să vă spun, ca să nu existe un singur limbaj pe care să-l putem folosi, un singur limbaj într-un manual. Eu am dreptul să ies în stradă și să strig acum jos România? Să se termine odată cu țara asta de imbecil, să se desfacă în bucăți? Am dreptul să mă duc să strig lucrurile astea? Domnule, mie nu mi se pare că e o țară de imbecili. Păi nu există opțiune așa în general, și stimată doamnă. Nu, dar eu cred că diversitatea, posibilitatea oamenilor de a alege ceea ce le este mai potrivit, nu ceea înțelegeți. Ce poate ajuta. Nu înțelegeți că există lucruri unde nu se alege. Cu alea te naști. Făcut... Părinții nu ți-i alegi, stimată doamnă. Părinții, tatăl și mama, acolo ai opțiune? Nu-i te întreabă ei când îți dau naștere? Nu, cred că este aici se creează o confuzie. Ceea ce este alternat, nu e istoria, înțelegeți? Istoria, evenimentele istorice sunt aceleași tratate. Înțelegeți? Numai argumentele, accesul la surse, de pildă unele manuale consideră mai necesar să folosească mai mult text, Ștefan altele... cel Mare există. Sigur. Vorbea de demitizare, că practic asta este. Putem demitiza istoria sau nu? Ce să demitizăm la Ștefan cel Mare? Nu, ce vorbeam de istorie, nu de Ștefan cel Mare. Dar de ce nu putem convinge cu argumente că Ștefan cel Mare a avut un rol foarte important în istorie? Pentru că nu l-am convins cu numărul mare de pagini pe care i l-am acordat în vechile manuale. Cu alte cuvinte, domnul Popescu spunea că sunt lucruri, da. Sunt mituri. Avem dacă dreptul vreți, să ne îndoim, domnul Tucă. Avem dreptul să ne punem cu întrebări. Care ne putem... Păi tocmai asta spunea, inclusiv că nu avem dreptul... Inclusiv asupra unor mituri fondatoare. Nu avem acest nu dreptul. Nu în manualele școlare, stimată doamnă, aveți dreptul în lucrările. Scrieți dumneavoastră o carte și vindeți-o pe piață în librării. O voi citi cu interes. Dar nu în manualele care se cumpără de către elevi obligați, că nu le aleg ei, le aleg profesorii, despre asta n-am discutat. Despre ce interese poate avea domn profesor să-mi indice elevului, cumpără manualul ăla și nu pe ălălaltul? Că e lăsat la opțiunea lui. Cine îmi garantează mie că domn profesor nu ia niște bani serioși ca să indice manualul ăsta sau ălălaltul? Sau are alte legături cu autorii manualului? Nu vorbesc de dumneavoastră. La asta nu v-ați gândit? Deci... unde e opțiunea aia? Elevului se dă. Vine profesorul la Sfântul Sava, stimată doamnă. În București află și eu cu stupoare, la marele liceu Sfântul Sava, să învață după acest manual. După Sigma? Da. Vă comunic eu lucrul ăsta. La Sfântul Sava se învață după acest manual. 5.000 de comenzi până în momentul de față. De ce ne spuneai? Sunt și eu curios dacă elevii ăștia au fost întrebați. Ei dacă doresc să învețe. Nu, pentru că profesorii, da, profesorii au ales pentru ei. Eu profesorii am discutat cu elevi care, cu profesori, da, care și-au invitat elevii. Deci demitizați, domne, ce vreți. Curieți ce vreți dumneavoastră, că a avut nu știu câte amante Ștefan cel Mare. Dar într-o carte. Nu pot fi distruse. Un mit nu poate fi distrus. Poate fi explicat. Momentul în care le explici ce distrugi. Dar nu asta e problema. Sau se poate distruge. Ce, ați discutat cu elevii care au citit, au răsfoit aceste manuale? Da. Și ce spuneau? Sunt câțiva elevi, de exemplu, deci un număr mic, ce
ce semnale am eu până acum. Am spuneam niște colegi în Cluj, de exemplu, câțiva elevi de clasa 11, care vreau să-și cumpere manualul de clasa 12 și să-l citească, deci li se părea interesant. În general, este clar că li se părea un alt fel de text, în primul rând. Nu cred că au apucat să citească mai mult de câteva pagini sau să frunzărească manualul de istorie. Percepția a fost aceea că, din câte știu, că este plăcut, este accesibil, este interesant, dar vă pot spune din propria mea experiență. Deci am lucrat deja câteva lecții și cu elevii și am putut să fac altfel decât până acum. Adică eu cred că profesorul tradiționalist, dacă vreți, de istorie, se sperie de manualul de tipul ăsta sau de manualul de tipul celălalt. Deci nu numai la acesta mă refer. Și asta o spun în sens pozitiv. De ce? Pentru că în condițiile în care textul nu mai este același, în condițiile în care numărul de pagini al unei lecții este mult restrâns, deci atât discutăm despre cantitate ca și informație, profesorul nu-și mai găsește în mod sigur rostul la ora de istorie. Adică el a fost obișnuit să aibă în față un gen de material informativ, aș putea să-l numesc, dacă vreți, învățământ politico-ideologic, nu mă aparține citatul, pe care să-l comprime. Ăsta a fost rolul lui la clasă, în bună parte, să comprime 10 pagini pe care numai el le putea comprima, el le putea sintetiza. Elevul nu putea pentru că nu putea să acceadă la manual, datorită frazeologiei greoaie, datorită mesajului care era extrem de încurcat, datorită faptului că nu era atras deloc. Rezultatul era că profesorul, dacă vorbea frumos, dacă mai avea și un pic de har didactic, făcea o lecție relativ reușită. Unii profesori cu har mai formau elevi, cum spunea domnul Cristian Tudor Popescu. În rest, marea masă era foarte conștientă și îndrăznesc să spun acest lucru, deci vorbesc acum în numele unor profesori. Era foarte conștientă că vine cândva un examen, elevul trebuie pregătit pentru examen, trebuie pregătit pentru un bacalaureat și se făcea totul într-o inerție, cu o lipsă de convingere, cu o lipsă de interes total din partea ambelor părți. Cu diferența că profesorul serios își suplinea materialul informațional, venea cu altceva, dar îl durea sufletul să vadă că elevul suferă la rândul lui pentru faptul că ia că istoria asta, care este cea mai urâtă dintre materii, mai trebuie și la bacalaureat. Bun, eu vă mulțumesc tuturor pentru participarea în această seară la emisiune. Pe ultima parte a emisiunii am primit o mică statuetă. Este înfățișat Dracula. Dracula scrie în față pe statuetă. Atunci când o întorci cu spatele, scrie Vlad Țepeș pe undeva. Și cele două fațete, dacă vreți, sau ale acestui manual de istorie. Ne întâlnim mâine seară pentru ultima dată în această săptămână la emisiunea Marius Tucă Show. Până atunci vă spun, țineți aproape.